Perioada concediilor de vară este încă destul de departe, însă reprezentanții serviciului Pașapoarte din Timiș fac apel la cetățeni să se prezinte din timp la ghișeu pentru a evita aglomerația specifică perioadei estivale. Timișenii care au nevoie de pașaport, dar nu vor să stea la cozi interminabile în vară, se pot programa online și prezenta în această perioadă la ghișeele Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Timiș. La Timișoara, programul de lucru la pașapoarte este în zilele de luni, marți, joi și vineri, între orele 8:30-16:30, iar miercuri între 8:30-18:30, iar la punctul de lucru mobil de la Lugoj, joi, odată la două săptămâni, între orele 10:00 și 14:00. În județ, puncte mobile de lucru mai sunt la Sân Nicolae Mare, Jimbolia și Deta, însă cei de la Pașapoarte precizează că în perioada 1 iunie-31 august va funcționa doar punctul de lucru de la Lugoj. Programările online se pot face pe site-ul epașapoarte.ro, accesând județul Timiș, iar la sediul serviciului se efectuează programări în baza prezentării dovezii achitării taxei aferente pentru ziua în curs sau pentru zilele următoare.